Bună, draga mea! Sunt Luna Ala. Luna aceasta, calmul tău este tulburată de influențele dizarmonice emanate de zodiile pești și gemeni. Aceste energii te conduc spre rătăcire. Ele produc condițiile să faci schimbări în viața ta perfect organizată. La prima vedere, Ești convinsă că cerul și stelele sunt gata să se mene pe câmpul vieții tale. Dar dacă te uiți mai atent, vei vedea că până la urmă niște mici modificări îți vor aduce beneficii incredibile. Pentru a reuși cu această minune minusculă, va trebui să privești situația din exterior înainte de a răspinge o declarație de dragoste sau de a lua o decizie importantă în carieră sau afaceri. Acest lucru poate necesita ceva efort din partea ta, dar te va scuți de regrete suplimentare. Începând cu data de 20 februarie, încearcă să fie extraordinar de încrezătoare și deschisă, așa cum cere luna nouă care se formează în pești. Dragoste, energiile peștilor caută să ți impună obligații. Este probabil ca din cauza acestei perspective, să poți pierde controlul. În loc să fii defensivă, Relaxează-te și gândește-te mai bine. Acest lucru te va ajuta să ajungi la un compromis pozitiv care îți va satisface dorințele. Sfat, nu exagera, chiar dacă perspectiva este atât de atrăgătoare, în fiecare situație, încearcă să găsești un compromis potrivit, permițând fiecăruia să găsească ceva pentru el însuși, pentru sufletul lui, sănătatea, pe tot parcursul lunii februarie. Marteș va continua călătoria prin casa a 10 -a pe astrograma ta natală, care este responsabilă de carieră și realizări. Luna aceasta vei avea suficientă energie pentru a te angaja într-un sport simplu, exercițiile zilnice vor avea un efect benefic asupra sănătății tale și te vor ajuta la ameliorarea tensiunii nervoase. De asemenea, vor fi utile cursurile și unele practici orientale de sănătate, precum Qigong sau yoga. Astrele în februarie te sfătuiesc să înveți să te relaxezi și să eviți situațiile stresante. Banii Până pe 11 februarie, Mercur va rămâne cu fecioara în casa a cincea, sectorul divertismentului și creativității. Unii dintre reprezentanții zodiei vor petrece mult timp cu copiilor, iar alții chiar pot câștiga o sumă mare într-un fel de jocuri de noroc apoi Mercur se va muta în al șaselea câmp al horoscopului, care este asociat cu munca și sănătatea. Dacă ești în căutarea unui loc de muncă și mergi la interviuri, atunci în a doua jumătate a lunii poți obține un răspuns pozitiv la cererea ta. Te va ajuta și faptul că fecioara în februarie se va dovedi mult mai puțin timidă decât de obicei, acum va comunica absolut calm cu oamenii și chiar cu conducerea superioară, cunoscând bine prețul virtuților ei profesionale și umane. În această perioadă, gândirea ta poate deveni paradoxală, iar planurile se pot schimba chiar în ultimul moment. Până pe 20 februarie, Venus va petrece cu fecioara în al șaptelea câmp al horoscopului personal, care se ocupă de relațiile de parteneriat. Va exista o ușoară calmie în zona ta financiară în acest moment, dar... Deoarece fecioarele sunt de obicei predispuse la economisire, cel mai probabil, acest lucru nu le va afecta foarte multă bunăstarea materială. Rezistă dorinței de a face un fel de achiziție spontană, nu împrumuta bani, nu lua împrumuturi. În ultima decada a lunii februarie, Venus se va afla în cea de-a opta casa horoscopului tău, care se ocupă de banilor altora, situații extreme și moștenire. În aceste domeniu, Venus favorizează moștenirile, asigurările, tranzacțiile financiare, speculațiile la bursă, afacerile în comun, în general tot ceea ce poate implica banii altora. Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!